Parcul Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea a răsunat în această dimineață de muzică și voie bună. Copiii au fost în centrul atenției și au întreținut atmosfera. Pe lângă spectacolul oferit trecătorilor, cei mici au desenat și chiar au oferit o lecție de artă culinară. Aici este o față de fată și în jurul ei flori. Și aici, în partea aceasta, e o bandă desenată din 2022, cum e fără copaci, și până în 2100. Care e mesajul acestui desen? Ce ai vrut să transmiți? Eu știu foarte bine la creație, fiindcă fac în fiecare vineri. Nu știu nicio, încă. Eu știu să fac floare. Da. Să nu mai poluăm și să avem grijă de natură. Să nu mai poluăm și să avem grijă de natură. Păi ce faceți aici? Suntem artă culinară la doamna Xenia. Rafaelo, ciocolata. E greu? Nu, avem nevoie să zdrobim biscuiții, să punem cacao, apoi punem Nutella peste și sirop de căpșune. Și apoi o să le dăm prin fulgi de... Le modelăm mobiluțe și apoi le dăm prin fulgi de compost. Sărbătoresc prin fericire, muncă, prin spusul poeziei mele făcute de doamna mea. Este frumos, ne bucurăm că avem astfel de activități pentru copii. Aveți și copii aici care recită? Nu, doar vizionăm. Doar întrecere? Da, un pic și să ne jucăm. Vi se pare interesant ce ați zis? Da, este foarte interesant, ne bucurăm și vrem să profităm cât se poate de mult de ziua aceasta. Tot astăzi, zeci de copii pasionați de mecanică au putut participa și la Cupa Alutus a concursului județean de automodele. De unde e mașina aceasta? Din China și vine din Belgia. Ai comandat-o pe internet? Da. Pe internet. Și e performant, așa, știe să... Da, e de teren. Adică trece mai ușor peste obstacole sau... Prin iarbă. Și eu de două ori făcui niște scheme, adică să se întoarcă pe roțile astea, așa, da. Dar nu mai știu că s-a întâmplat asta de mult. Este controlată de mine și e îngrijită de mine, pot să spun. Și, în mod normal, mașinile pentru concurs sunt făcute din fabrică. Da. Dar ce e special așa la mașina aceasta? Păi ne gândim așa, este foarte mare diferența dintre o mașinuță din aceasta și una de jucărie. Un automodel, în mod normal, are și motoare mai puternice, dar și pentru direcție are un servomotor. Da, există interes din partea copiilor? Foarte mare interes, mai sunt copii care iubesc tehnica, să știți. Și am foarte mulți copii înscriși, peste norma didactică, cu peste 50 de copii am înscriși. Și îi învățați aici la Palatul Copiilor și cum să meșterească o mașinuță? Păi da, bineînțeles, ei construiesc NAVO modele, începem cu modele de carton, simple, după care facem și modele din placaj, automodele avem cumpărate sau le ansamblăm noi și toate funcționale. Și tot pentru copii, în parcul Zăvoi a fost organizat un concurs de NAVO modele.